Și un exemplu local, privesc, eu, este aplicația colaborare între Moldova și România. În ultimii 7 ani au avut peste 25.000 de evenimente transmise live. Sunt aici acum, cumva, Simen? Da. Da? Vă transmit live. Foarte bine. Da, și au 2 milioane de utilizatori mici pe lună și o echipă de 17 persoane. Și eu cred că dacă există un ecosistem favorabil dezvoltării acestor tipuri de startup-uri la nivel național, în Moldova, nu ne piedică absolut nimic, de exemplu, privesc.eu să devină un startup global și să poată fi folosit și în alte țări, nu doar în Moldova, ci în alte țări.